Minunat este prezența lui Dumnezeu. Le spuneam și fraților, să stăm liniștiți, Dumnezeu va lucra până la acest. Dar Dumnezeu ne spune așa, să ținem adevărul sus. Să-L slujim pe Dumnezeu așa cum am primit și Domnul să ne binecuvintează. Amin. Vrem să ne rugăm pentru locul acesta de închinare, dar totodată vrem să ne rugăm pentru frații care au nevoie de rugăciune. Amin. Sunt mulți care sunt bolnavi și sunt frați tineri. Este lumea plină de cancer, fraților. Noi nu ne dăm seama ce vremuri trăim. Dar Biblia spune, rugați-vă unii pentru alții. Îndemnați-vă unii pe alții. Mângăiați-vă unii pe alții. Purtați-vă sarcinile unii altora. Domnul să ne binecuvinteze, să ne purtăm sarcinile în dimineața aceasta și să ne rugăm Domnului. Domnul să ne ajute să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să fim conștienți. Pentru că spuneam Psalmistul în dimineața aceasta, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem. De ce? Tu ești cu mine. 1000 să cadă alături de mine și 10.000 la dreapta mea. De tine nu se va apropia, spune. De ce? Ai făcut din cel prea înalt turnul tău de scăpare, cetățuia ta, Dumnezeu în care te încrezi, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, haideți cu toții să cântăm cântarea, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi, eu nu voi da. Orice s-ar întâmpla, pentru că suntem în vremurile de pe urmă și Biblia spune, nu vă lăsați amăgiți, nu vă lăsați păcăliți. Trebuie să știm ce să deosebim, ce auzim, ce vedem. Și mai mult de atât, cu cine ne întovărășim. Oare este după voia lui Dumnezeu sau nu este după voia lui Dumnezeu? Domnul să ne binecuvinteze. Nu este de ajuns să vorbești despre dragoste și tu să nu ai dragoste. Nu este de ajuns să vorbești despre iubire și tu să nu iubești. Domnul să ne binecuvinteze că ne îndemna dimineața aceasta și cum ne spunea, dacă ierți, vei fi iertat. Domnul să ne ajute. Haideți cu toții să cântăm și în urmă. Intrăm în rugăciune și ne rugăm pentru lucrarea din locul acesta, pentru împrejurim, pentru cei nemântuiți, ca Domnul să se atingă, să lucreze, să transforme, că numai El are putere să fie numele. Amin.